Situație incredibilă pe un șantier din Cluj, un pod care traversa Crișul Repede s-a prăbușit chiar în timp ce muncitorii lucrau la consolidarea lui. Acum oamenii care locuiesc în zonă sunt nevoiți să facă un ocol de câțiva kilometri pentru a ajunge acasă. Drumul Județean 764B din Județul Cluj, o șosea folosită de aproape 3.000 de localnici, dar și de mult mai mulți turiști care vor să ajungă în munții Apuseni, a devenit impracticabil. Și asta după ce Consiliul Județean a pus la bătaie 27 de milioane de euro pentru reabilitarea lui. S-a încercat să se repare, are peste 70 de ani vechime. Constructorii, mă rog, proiectanții au încercat o subzidire și o refacere, o torchetare. Interioară, din păcate, nu s-a reușit. Podul s-a prăbușit exact în momentul în care muncitorii săpau în jurul piciorului de susținere. Doar norocul a făcut ca cel care se afla în acel moment în excavator să nu fie rănit. În doar câteva clipe, podul s-a făcut una cu pământul spre disperarea oamenilor care locuiesc în zonă. Sunt lucrat fără cap. Nu trebuie să sape la, la piciorul podului până când nu. Nu s-a asigurat să întâmple, oprească circulația. Putea să se întâmple o nenorocire mai mare. Podul a fost distrus aproape în totalitate și nu mai poate fi consolidat. Până când va fi construit altul, muncitorii au amenajat un drum provizoriu prin imediată apropiere, direct prin râu, însă poate fi folosit doar de autoturisme. Și doar dacă nivelul râului nu va crește. Între timp, Consiliul Județean, care este beneficiarul lucrărilor, a deschis o anchetă pentru a afla cine este vinovat de distrugerea podului. Pe acest tronson de drum, au circulat autovehicule cu o capacitate, cu un tonaj peste limita admisă. Cu siguranță vom sesiza și autoritatea rutieră în acest sens. Până la rezolvarea problemei, oamenii din zonă vor fi nevoiți să folosească rute ocolitoare de câțiva kilometri pentru a ajunge la casele lor.